Haideți să vă explic pe scurt. Băi, nene, deci l-a văzut, l-a plăcut. Ce crezi că s-a întâmplat, Ciucă? S-au însurat, bravo. Măritat, însurat. S-au măritat, da. Căsătorit. Apoi da. S-au certat, au divorțat și ce crezi? După cât timp? Aflăm de la ea. Okay. Dar ce crezi că a urmat după ce s-au despărțit și au divorțat? S-au dat în judecată, Ciucă, îți spun eu, nu mai te gândi. După care s-au împăcat, dar procesul nu l-a încheiat pentru că, atenție mare, sunt curios cine câștigă. Aul. Ah, acum... Băi, nene, deci ei s-au împăcat, dar au lăsat procesul să meargă mai departe, pentru că au zis, hai mă să vedem care are dreptate până la urmă, că tu crezi că tu ai și eu cred că eu am. Doamne. Asta zic și eu. Doamne, doamne, hai că aflăm povestea. Simina Stanciu! Niciodată să nu spun. Mulțumesc. Da, am înțeles că a fost cererea ta să intri pe piesa asta cu niciodată, da. Să nu spui niciodată. Neapărat. Păi de ne, niciodată să nu spui niciodată. Oamenii s-a demonstrat. Haide să luăm un loc, draga mea, că vreau să studiem acest caz. Tocmai de asta, acolo pe canapea este, cum să spunem, inculpatul sau părâtul? Care a dat în judecată? Eu aș fi părâta, sincer. Deci tu ai dat în judecată? Nu, el. A, el te-a dat... Sau... Nu mă, da, deci stai un pic, că am terminat dreptul acum ceva timp, de să rămurim. Deci, poți să-l chem și pe el aici lângă noi, că distanța asta mă împiedică să vorbesc eu. Hai, vino acolo acea dată, e ca în distanță. Deci, oameni buni, ea este Simina Stanciu. Deci, oamenii ăștia doi, ca să înțelegeți încă o dată, s-au văzut, s-au plăcut, după care... Ciucă, cauți tu ciocănelul, știi că aveam și un ciocănel? Da, s-ar putea să fie... Peghi, vreo robă avem pe undeva pe aici, robă de aia? Robă n-avem, dar hai că începem, îmi place. Deci, băi, să înțeleg. Ciocanel. Deci voi v-ați iubit, v-ați plăcut, v-ați căsătorit. Exact, da. După cât timp? Păi, cununia civilă am făcut-o la scurt timp, la câteva luni, parcă, nu? M-așez confortabil. Deci a fost dragoste puternică, dacă ați făcut cununia. Exact, dragoste puternică. 2000... Andrei m-a cerut de soție după 2 luni de relație. 2014, da. Da. Deci după 2 luni, fix de Crăciun. Okay. Și? Și, bineînțeles că am zis da, la alte câteva luni a urmat cununia civilă. La un an diferență. Nunta cu mireasă, cu ginerică, cu tot ce trebuie, cu lăutar la nuntă. Vă rog frumos numai o secundă să vorbesc cu grefierii mei din regia de emisie. Dacă aveți imaginile cu Simina mireasă, perfect, o să vină la un moment dat. Okay. Ca să se vadă dovada, clar. Și apoi? Și apoi, la scurt timp, ceva s-a întâmplat. Tot la scurt timp? Nici nu mai știu cât timp a trecut. Cred că un an, cam așa după nuntă, cam la un an. S-a rupt lanțul de iubire. Nu s-a rupt lanțul de iubire, așa el singur. Zice, s-a întâmplat. Păi, ceva concret nu s-a întâmplat, să zic. Nu ne-am mai înțeles. Cred că a fost, aveam nevoie de pauză asta, să zic. Știți că păi, abia v-ați căsătorit, aveați nevoie de pauză? Cătălin, noi aveam 26 de ani la momentul ăla, 25, la 25 de ani ne-am căsătorit. Eram amândoi geloși, eram amândoi zăpăciți, nu eram cu picioarele pe pământ. Noi ne-am iubit dintotdeauna, asta e adevărat, dar n-am știut să gestionăm sentimentele astea puternice. Și v-ați ajuns la divorț. Și am ajuns... într-un final la divorț, da. Dar nu a fost nimeni care să vă împace, nu știu, nașul, părinții, prieteni, zic că, bă, copii, stai, mă, hai să ne lămurim, hai. Toată lumea a încercat, să zic așa, și au vrut să ne aducă pe linia de plutire, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie, da. Și până la urmă, dacă stăm să o luăm așa, mai bine că a fost așa, în sensul că nu se ajungea în punctul ăsta dacă nu treceam prin... E de rău! Ne-ai făcut-o! Da, și de asta, și voi, dar voi v-ați cumpărat împreună lucruri, ați început să vă construiți casa voastră. Da, exact, adică ne pregăteam și să fim părinți, să zic, la un moment dat. Chiar aveam un plan, bă, facem și un copil, ne-am făcut casa okay, noastră. Ok, mă, și ați făcut un, ați zis, domne, divorțăm și v-ați dus la tribunal, nu? Atunci am divorțat de comun acord, doar cu semnătură. La notar. Doar că pe parcurs, pentru că vreau să vă zic ceva, în ăștia 5 ani, cum să, dacă tot sunt în fața întregii țării, o să zic, mă ieși el lângă mine. Okay. Deci ai de zis tot, ori nu? Ori taci pentru totdeauna. Ok, acum o să vorbesc pentru totdeauna. Dăm totul pe față. În acești 5 ani de despărțire, de când am divorțat, până de curând, până în februarie, noi ne întâlneam frecvent. Până la urmă aveam grup de prieteni apropiați, cunoștințe și așa mai departe. Ne tot întâlneam la evenimente. Dar... și nu efectiv mă întorceam cu spatele. Privirea mea era fix în direcția opusă. Întotdeauna. Evitam tot în timpul. În toți acești 5 ani. Uite, eu acolo nu când eram dorit... tineri. Eram brunetă. A, acolo e fix de la cununie. Da. De la cununia civilă, da. Pentru mine, faptul că noi doi suntem aici la tine pe canapea,
astăzi chiar este o minune. Eu chiar am zis, niciodată am zis, era totul exclus. El era anulat, practic, din amintirile mele, din viața mea, pentru că, oarecum, la vârsta ce am și suferit. Chiar dacă n-am vrut să recunosc și de asta, nu mai... Efectiv, nu îl băgam în seamă. Nu... Stai un pic, dar vreau să știu totuși până acolo ce s-a întâmplat de n-a funcționat. Adică tineri frumoși, uite nunta, uite mireasa, uite rochia, uite nașul. Nașii, și apoi s-a rupt lanțul. De ce? Nici noi nu știm concret de ce. Andrei, ai greșit? Știi, de obicei... N-au fost... Ai greșit? Nu. Deci n-a greșit. Nu a fost niciun motiv din acest. Tu ai greșit? Nu. N-a greșit. Nu, n-am greșit niciunul. Adică în sensul că... Da, mă, să faceți altă relație sau să aveți pe absolut deloc, nu. Doar că eram, ne contrariam mereu. Aici e bine, ce era bine pentru mine, nu e bine. Știi de ce te întreb chestia asta? Pentru că acum, mai în glumă, mai serios, poate sunt foarte multe cupluri la început de drum și o să zică, bă, nene, de ce n-am mers la oamenii aia? Sau poate unde au greșit, că putem să nu trecem noi prin experiența asta? Cred că au rămas foarte multe lucruri nespuse. Eu, în acea perioadă a vieții mele, eram genul de persoană care nu spunea niciodată nu. Chiar dacă... Se închidea în interior, da. Fiind rac, se închidea în carapace. Da, și cumva s-au acumulat toate și la un moment dat am răbuvnit. Tocmai de asta am fost radicală la momentul acela. Radicală și v-am bun, zis. Și am ajuns la notare. Tocmai de aceea un sfat așa pentru cuplurile, pentru tinerele cupluri, să zic, că tot timpul ar trebui să se discute orice problemă. Să da, se... dar nu în orice fel, pentru că și aici... e ușor de spus, mai greu de pus în practică. Exact. Da, cam asta este. Comunicarea este cheia, dar să știi și cum să comunici. Și mai apoi am fost la terapie, mă rog, am... Stați, v-ați ajuns la notar? Sau terapia a fost înainte? A fost și înainte și după. Și la notar chiar ați semnat actele de divorț. Dădeam seama că sunt niște probleme, tocmai de aceea am ales să mergem la terapie împreună. Am zis, hai să mergem la un psiholog să... Na, poate nu ne dăm seama de niște lucruri, poate niște probleme din trecut, din copilăriile noastre, din chestii nerezolvate. Și, am încercat, adică nu a fost să ne despărțim și atât. Să ajungem să mergem și împreună să facem terapie de cuplu. Prima dată am zis să ne rezolvăm problemele noastre pe care le avem, după care să urmeze și terapia de cuplu, dar nu s-a mai ajuns acolo că am mers la notar. Și la notar? La notar totul a fost simplu, am semnat din prima, abia așteptam cumva să scap de chestia asta. Eram foarte necăjită atunci, chiar eram foarte tristă și oricum perioada de după aceea a fost prielnică și pentru mine și pentru ei. Adică în toți acești 5 ani pot să zic că și eu am evoluat și el a evoluat. Bine, nu știu dacă îți mai amintești, că acum vreau eu să-ți amintesc ție prima noastră întâlnire. Cred că a fost acum 3 ani și în prima mea emisiune, doamnelor și domnilor, aveam și eu 10 minute pentru prima oară în emisiune la Măruță și Măruță direct mă întreabă despre fostul soț. Deci în primul minut... Băi, nene, cum a știut, vă, să întrebe prezentatorul, a pus punctul pe ei? A pus punctul pe ei într-un asta moment. Asta înseamnă să fii documentat când vii la emisiunea asta. Doamne, am zis, nici stai aici pe la nu bibliotecă, scap. Nu te credeți că emisiunea asta e așa ușor, citești 2-3 ziare. Și atunci când am la altă masă, așa, cam cadru, pe ea. Ciucă. Și? Pe și soțul când de la altă masă. Așa am zis eu? Da. Mamă, Ciucă, vezi cum e, mă? Deci... Am și acum noi glumițe, suntem nu? La această masă împreună, s-a întors și la masă. Și împreună la aceeași masă. Pic, pe mine ce mă șochează este faptul că deci voi ați fost la notar și apoi v-ați dat în judecată ca să vedeți totuși care a avut dreptate. Asta mi se pare tare. Păi, aici trebuie să intervin. Noi împărțiserăm ce aveam, casa practic, o vânduseră, am împărțit banii și așa. La un moment dat, eu am spus, mă, au rămas niște chestii la tine, mașini. Cum gândeam eu atunci fiind copil și nu eram atât de matur. Și i-am explicat, mă, hai să ne înțelegem, uite, hai să mai îndeai niște lucruri, mai să mai îndeai niște... Mi-a luat și bradul de Crăciun, dacă mi-aminte. Mi-a luat, mă, bradul de Crăciun. Inclusiv globulețe și tot ce trebuie. Asta e femeia care iubește. De nergi, ce faci tu brad cu alta, ți-l iau. I-ai luat bradul și globulețele? Da. Bravo, tate. Și? Și timp de 2 ani cât ai voie să faci această... acțiune. S-a tot gândit, măi, cum să fac eu să mă bag din nou? Și trimiteam mesaje, eram blocat peste tot. Îi trimiteam mesaje, prin alți prieteni, pe pagina trupei și așa. Zic, aia nu răspuns, bine, hai că vedem neapă care. Și ai dat-o în judecată? Am judecată, nu e judecată, se numește partaj. Tot judecată, adică tot la tribunal, tot asta, da. Da, tot la tribunal, da. Chiar a fost o fază amuzantă, dacă ții minte, când ne-am văzut anul trecut, a trebuit să ne și vedem la tribunal amândoi. Deci prima și singura dată. Și nu știai cum. Nu e chiar așa că... Da, și... Mamă, erați chiar furioși unul pe altul la un moment dat, a? Da, asta era ideea, că nu ne dădeam seama, de fapt,
acum ne-am dat seama ce era, că erau sentimente practic de dragoste, dar noi nu voiam să le vedem și tocmai de aceea parcă aveam... Cel puțin din partea mea, eu acum recunosc asta în fața întregii țări, că au fost într-adevăr sentimente pe care eu cumva le blocam de fiecare dată. La orice discuție, la oricine care mi-amintea despre el, la mine era nu, exclus, stop, nu spune, nu vreau să aud. La fel și la judecătorie, la momentul acela, el era, eu eram ochii în partea cealaltă. Da, la un moment dat eram unul lângă celălalt. Exact lângă... în prima masă, avocata ei în prima masă, la fel, în primele dreapte. Eu eram așa. Deci, și prima dată când v-ați văzut acolo la tribunal, nu? Prima dată dacă ne-am văzut la tribunal, că ne reprezentau avocații, dar atunci a trebuit să, vă să mergem împreună. Da, și tot așa, a fost o chestie amuzantă că... avocatul mi-a zis, hai să totuși să scriem absolut tot ce a luat ea de acasă, printre care am scris și asta, bradul cu globulețele și erau niște prieteni prin sala cu judecătoarea, a zis, avem aici brad, globulețe. Vă dați seama cum am ieșit eu de acolo. Și trei beteală de aia, să o aducă și pe aia. Da, mai galbenă, că aia roșie s-a rupt. Acum este amuzant, păi dar atunci, când... sinceră să fiu, chiar da, aveam nervi, deci... eram... Ca la nebuni. Exact. Păi și când, cum s-a întâmplat tipic iarăși? Tipic românesc. Încurcate sunt căile, domnule. Exact, Andrei. Așa a zis toată familia noastră. Da. Asta, îți dai seama, cred că ai voștri când au auzit că vă împăcați, au zis, bă, șocați, nu, mă, sunteți nebuni la cap. Da, exact, asta a zis mama. Ce nebuni sunteți? Bine, mama e mai calm, așa, mai blând. Ce și, nebuni. Da, și cum? Și s-a întâmplat... februarie, poate ianuarie, februarie, ceva de genul. Da, eram într-un club, până la urmă, da, un pic mai curajos, mai euforic că eu. Așa. Iar el a îndrăznit și uite. Și ei a scăpat, i-a căzut un cercel. Adică noi, eu eram cu DJ-ul pe acolo, prietenul meu fiind. Cu cine, cu? Cu DJ-ul, pe lângă pupitul DJ-ului. Da. Ea era la masa de lângă, cum ar fi. Și dansam, că asta faci în club, dansăm. Așa. Oh, exact ca în cerușelea să mi-a căzut cercelul. I-a căzut un cercel fix la picioarele mele. Acum eu l-am ridicat să-l iau și l-am dat. Ea s-a uitat urât la mine, gen... Iar te bagi în seama. Adică, exact, ceva de genul. Și mi-a căzut cercelul, poftim, ți-l ofer. Ah, mulțumesc. Și atunci, practic, a fost prima interacțiune, să zic așa, pozitivă după atâția ani. Să-ți dai seama dacă a scăpat cercelul ăla intenționat și a zis, du-te acolo, pac. Deci așa a făcut. Deci, de fapt, ea se băga în seama. Exact. Și apoi cum? Apoi am început să vorbim. Am vorbit puțin atunci, da. Valentine's Day și... Cred că atunci ne-am sărutat pentru prima dată. După atâția ani? Atâția ani. Ne-am pupat. Pupat. Sărutul a venit mai târziu, dragă. S-au cunoscut deja. Da. Și de atunci a urmat... Și acum sunteți împreună din nou? Da. Și vă căsătorit? Nu ne-am gândit la asta. Nu știu, am nu e. Am fost toată căsătoriți în fața lui Dumnezeu. Probabil pe viitor, nu știu. Dar nu, asta e important că nu te aleagă o căsătorie. Sau nu știu. Două întrebări am. Crăciunul unde îl faceți? Nu știu. Cu bradul, ca să știm. Asta chiar e de excelentă. Trebuie să căutăm bradul ăla. Trebuie să-l căutăm dacă mai există și să... bradul înapoi. Da. Să-l facem împreună. Și cu procesul? Nu opriți procesul? Păi acum am zis, mă, dacă tot am dat niște bani... Da, exact, adică și judecătoria de ce să... Hai să vedem care avocat este mai bun, adică... sau altă. Dar până la urmă cine o să câștige? Eu. Ne întâlnim data viitoare. Când aveți următorul termen? Poate vă centrați iar la procesul ăsta, asta vă trebuie vouă. Nu, nici nu mă mai prezint. Sau poate o să ne prezentăm așa, din amuzament, să fim. Deci, acolo. Practic, urmează, cum ar veni, lupte avocaților. Avocatul meu cred că a aflat ceva, că l-am sunat de vreo două și mi-a mai răspuns. Da, nu știu. Da, e ceva foarte interesant. Domnul știe ce e bine. Bă, important e să fiți împreună și asta contează. Chiar sunteți, mie mi se pare că vă potriviți foarte tare, serios. Adică și aveți chimia voastră și asta e important. Păi, tocmai asta am simțit și noi după ani de zile, că de fapt avem o chimie și că... Eu cred că de data asta este pentru totdeauna. Doamne, ajută! Să se pupe mirii! Ne pupăm? Da, aoleu! Nu. Pe așa? Nu. Hai bine, ne pupăm. Exact. Perfect. Gata, ne-am oameni buni, așa e cu dragostea asta. Nu știi niciodată cum e, când te ia, când te izbește, când te lovește, când dă cu tine de pământ. Important e să cazi în picioare. Și foarte fain. Îți dai seama dacă îți spunea cineva acum câțiva ani
după ce forțase, că o să fii pe aceeași canapea la Măruță și o să vă pupați în direct în ceai. Băi! Niciodată! Se supăra, cred că pleca din emisiune. Da, da. Oricum am supărat prima dată atunci, Doamne, aveam și eu 10 minute la tine în sfârșit și tu mi-ai zis de fostul soț, deci eram, am plecat traumatizat atunci. Păi nu te-am întrebat, te-am întrebat cum ești cu dragostea, nu? Păi nu, da, ai zis că una rece, una caldă și mi-ai dat una rece. Ai găsit și întrebarea noastră, Ciucă? Da, bineînțeles. Ia mă, ai găsit, Ciucă, ia uitați, bă, nene, arhiva de aur a televiziunii. Voilà, Ciucă, ciubăreasa numărul 4, ia. A sosit. Simina Stanciu este cu noi. Și asta am întrebat noi prima dată, Ciucă? Prima dată? Păi vrei să vedem 10 minute cu noi de atunci? La primul minut, ia! Ia! Nu, nu, nicio problemă, am experiență, imediat le echilibrez. Să rămână ciubăreasa cu numărul 4, Simina, să luăm un loc aici, vă rog frumos. Sigur că da. Ce faceți? Ia. Foarte bine. Cum a fost la ciubăr? M-am încălzit, m-am și răcit. Erai veselă, bine? Așa e, să știi că așa e și în viață. Te și încălzește și răcești la un moment dat. Sunt comiză, am aflat. Exact, mai ales că am înțeles că la un moment dat te-ai încălzit foarte puternic atunci când te-ai măritat și după aia te-ai și răcit ca și divorțat. E, bine că... Că știi tu chestia asta, sunt bun covrigii? Sunt foarte bun. Sunt de la noi din zonă, toate produsele de acolo. Mulțumesc mult de tot. De la Lerești, lângă Câmpul Lung. Exact, îi salutăm pe prietenii noștri de la Lerești. Să trăiești, Ciucă. Deci să revenim la următoarea de mare. Deci, Ciucă... Aici ai continuat discuția, nu mai lăsat, eu am crezut că te faiesc. Bă, deci cum covrigii. Eram noi, da. Direct, prima eram, noastră întâlnire. Ce emisiuni, Ciucă, eram de ăștia. Dar n-a fost nimic, adică... Doar că nu mă așteptam ca tu să știi despre chestia asta. Tu știi cum, noi știm tot, mă, tot știm. Am observat. De atunci m-am învățat minte. Ești tare. Oricum, eu mă bucur, știi, că ai venit și că poți să povestești despre chestia asta și că putem să râdem, să și glumim. Asta mi se pare cel mai important, nu? Întotdeauna, știi, adică să există relaxarea, să și glumim, să și râdem. Viața merge înainte. Da, și necazul, în general, trebuie luat cu bucurie, așa se spune. Numai că acum e bucurie la bucurie. Acum e bucurie la bucurie. Hai, Simina, ce ne cânti? Mă găsește aici o piesă pe care am primit-o fără să știu ce versuri o să aibă și se potrivește exact cu povestea noastră. E ceva incredibil și asta. Ai videoclip? Am. Ai jucat Andrei în clip? Nu a jucat, el doar a asistat. Am înțeles, trebuia să joci. Perfect. Oameni buni, Simina Stanciu, așa o găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook, acum ne cântă. Și Andrei Drăguț. Și important e că e cu jumătatea ei aici, Andrei. Drăguț. Numele lui de familie. Andrei Drăguț. Fostul meu nume de familie. Andrei Drăguț. Hai tu, Simina Drăguța, să ne cânti ceva. Andrei Drăguț, căutați-l și pe el pe Instagram și pe Facebook. Și îți mulțumim că ai venit. Eu vă mulțumesc că m-ați imitat. Și ascultăm versurile. Data viitoare o să vin cu vești și mai bune. Perfect. Opa. Nu intrăm nimic. Să vedem cine câștigă procesul. De asta a zis. Ai grijă. Perfect.